Bună ziua, mă numesc Nina Mungiu, sunt medic-stomatolog la clinica Incadent. Astăzi vreau să dau răspuns la întrebările care des mi le acordă pacienții. Ce sunt fațetele dentare, cum sunt confecționate, din care tip de material, când sunt indicate, când sunt contraindicate și de ce anume recomandăm aplicarea fațetelor la clinica Incadent. O fațetă dentară este o foiță fină de ceramică cu grosime de 0,2-0,6 mm și se aplică pe suprafața vestibulară, adică exterioară a dintelui prin cimentare, schimbând aspectul dintelui prin modificarea culorii, poziției, formei sau lungimii acestuia. Fațetele dentare pot fi efectuate din mai multe tipuri de materiale: oxid de zirconiu, silicat de litiu, ceramică presată, ceramică stratificată sau compozită. Cel mai des, fațetele dentare sunt confecționate de către tehnician în laborator prin tehnologia CAD/CAM System, adică tehnica de frezare computerizată, una dintre cele mai noi tehnologii. Dar la clinica Incadent se efectuează prin tehnologia ceramicii feldspatice, adică adăugarea strat cu strat a ceramicii de către tehnician. La prima etapă se efectuează modelul de studiu, după care se face un model wax-up folosind ceara, adică forma viitoarei lucrări. După aceste modele, medicul poate realiza lucrarea provizorie în cavitatea bucală a pacientului. Wax-up-ul îi permite pacientului să vizualizeze rezultatul final al tratamentului direct în cavitatea bucală. Se apreciază forma, dimensiunea dinților în coordonanță cu buzile, linia zâmbetului pacientului. La această etapă este foarte ușor de efectuat unele schimbări, descurtat, lungit dinții sau altele. Apoi trecem la etapa următoare, confecționarea fațetelor din ceramică pură, după care cimentarea în cavitatea bucală. Leziuni odontale coronare, adică fractura unui dinte. Abraziuni dentare. Diasteme, treme, obturații vechi masive, înghesuiri dentare sau malpoziția unui dinte, dinți schimbați în culoare după un tratament terapeutic anterior, fluoroza dentară, dinți la care este contraindicată înălbirea. Este soluția cea mai conservatoare, minim invazivă, în corectarea problemelor inestetice ale dinților frontali. Oferă un aspect natural dintelui, adică reflectă lumina la fel ca și smalțul natural. Fațetele de porțelan nu se schimbă în culoare și formă. Țesutul gingival tolerează foarte bine ceramica, adică nu provoacă alergii. Crearea zâmbetului dorit după formă și culoare. Garantăm un rezultat bun al tratamentului, axat pe numeroase specializări și o experiență bogată în domeniu. Datorită tehnologiei ceramicii feldspatice, putem obține mai multe nuanțe coloristice, adică culoarea albă poate exista mai multe nuanțe pentru fiecare caz individual. Fațetele de la Incadent, fiind foarte subțiri, acoperă 100% din culoarea inițială a dintelui. La începutul tratamentului veți fi consultat la necesitate și de ortodont pentru a stabili planul corect de tratament în favoarea pacientului. Vă protezează specialiști cu o practică mai mult de 8 ani în protezare minim invazivă. Laboratorul dentar, cu toate aparatajele, se află în incinta clinicii Incadent, ce presupune contact direct cu tehnicianul dentar.